Bun găsit, dragi prieteni ai emisiunii Convorbi Spirituale. Astăzi vom porni pe o cărare bătătorită a schitului Pokrov. Să pornim! Am ajuns într-un loc extraordinar, într-un loc minunat, aici unde cerul atinge pământul și bucuria de a trăi sub mângâierea bunului Dumnezeu se simte în fiecare firicel de iarbă și sub fiecare petricică. Am ajuns, așa cum vă promisesem, la schitul Pokrov și vom fi întâmpinați de Părintele Ambrozie, iegumenul schitului Pokrov. Bine ați venit, părinte! Să rămână, bine v-am găsit! Să rămână! Părinte, e o grădină a Raiului aici. De fiecare dată când venim și ne închinăm la icoanele bisericii și sigur la Sfintele Moaște aici, simțim cu adevărat o părticică a Raiului, o părticică a Sfințenii. Vă rugăm! Spuneți-ne puțin despre schitul Pokrov, un pic din istoricul lui. Numele de Pokrov în limba slavonă înseamnă acoperământ. Și hramul pe care îl poartă acest schit este acoperământul Maicii Domnului. Și Dumnezeu a rânduit ca să fie prima biserică din țara noastră în secolul al XVIII-lea, când a fost înălțată această biserică și înființată acest schit, ca să poarte o sărbătoare deosebită, acoperământul Maicii Domnului, care ne duce cu gândul la faptul că Maica Domnului este tot timpul prezentă în viața noastră. Începutul acestui schit se datorează unui sfânt al bisericii noastre ortodoxe române, un sfânt transilvanean, născut la sfârșitul secolului al XVII-lea și care, de mic, dorindu-și o viață dedicată lui Dumnezeu, a venit la Mănăstirea Neamț, unde în scurt timp, datorită credinței sale, datorită vocației sale, ajunge chiar și stareț la vârsta de 30 de ani, Sfântul Ierar Pahomie, mai târziu episcop al Romanului, a păstorit eparhia Romanului, de care sunteți legați și dumneavoastră, fiind în zona aceasta bisericească, jurisdicțională, și timp de 7 ani, între anii 1707-1714, acest ierarh Pahomie, purtând în suflet dorul și de pustie de acest loc, pentru că pentru scurt timp s-a nevoit aici ca și puznic, a dorit să împlinească această slujire în biserică de a fi episcop. Și mai apoi, după 7 ani, se retrage din nou aici, în această poiană, unde, în timp de 6 luni, ridică din lemnul în care l-a găsit aici în pădure, ridică un locaș închinat Maicii Domnului, această bisericuță din lemn, care se păstrează și până astăzi, și dorința lui, pe care a șternut-o în scris și în rugăciune la sfințirea acestei biserici în anul 1714, pe 15 august, a fost ca această biserică să rămână neclintită, să dăinuiască în timp, dar mai mult decât atât, să la această biserică, la acest schis, să vină oameni buni, plăcuți lui Dumnezeu. Iată, toți cei care vin aici și calcă pragul acestei bisericuțe, simt sentimentul acesta al apropierii de Dumnezeu, pentru că este o împlinire a chemării pe care Dumnezeu ne-o face. Suntem chemați să-L întâlnim pe Dumnezeu în orice loc, dar mai ales în aceste locuri sfinte. Pentru că deja soarele s-a ascuns pe vârfurile acestea de copaci, vă rugăm să ne invitați și pe noi, să ne duceți și pe noi, să ne primiți în biserică, acolo unde dumneavoastră vă este atât de bine și nouă așa de drag. Cu tot dragul. Poftim.
Părinte, ce face diferența între viața mireană și viața de mănăstire? Cred că diferența este doar spațială, pentru că și unii și alții, și cei din viața mireană, în limba rusă mirean înseamnă lume, adică lumean, și cei din mănăstire au ținta de a-L afla pe Hristos, de a fi într-o legătură personală cu Dumnezeu. Bineînțeles că sunt două moduri diferite, dar asemănarea cea mai mare între viața de familie, am putea să spunem, și viața de mănăstire, amândouă sunt comunitare. Adică în comuniunea sau în comunitatea din familie, din parohie, în parohiile de mir și mănăstire, se desfășoară o viață comunitară, care, în special la mănăstire, își are centru în Sfânta Liturghie, care se săvârșește nu numai duminica, ci și în fiecare zi. Trăirea în viața de obște ajută și pe cel care are râvnă mai mare și pe cel care e la începuturi, poate. De aceea, noi, cei din lume, mirenii și preoții de miri, întotdeauna căutăm mănăstirea și căutăm sfințenia din mănăstire. E diferită liturghia la mănăstire, deși trăirea este? În cursul săptămânii este cumva diferită, pentru că se adresează doar obștii sau membrilor comunității care participă în cadrul acesta mai intim la Sfânta Liturghie, iar duminica, împreună cu ceilalți credincioși care vin aici să se roage împreună cu noi, săvârșim Sfânta Liturghie. Dar liturghia este aceeași, pentru că liturghia înseamnă lucrarea de sfințire a noastră. Și bineînțeles, sfințenia nu o găsim undeva departe, ci este foarte aproape de noi. Dar așa cum primim un imbold în pelerinajele noastre la locuri sfinte, și e o tradiție destul de veche în creștinism, de altfel și în celelalte religii, de a fi un pelerin la locurile sfinte pentru a te conecta sau a vedea mai diferit locul de unde trăiești, oamenii pe care îi ai aproape, atunci când mergi într-un pelerinaj, totuși te conectezi și la locul în care îți duci viața de zi cu zi și îți dai seama că și acolo poți să regăsești sfințenia lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul acesta sfânt sau sfințenie înseamnă dedicare, să fii dedicat și lui Dumnezeu, dar și oamenii. O mamă care își duce viața în familie și alături de copiii ei, putem spune că duce o viață de jertfă pe altarul familiei. De asemenea, bucuria aceasta de a naște și de a fi mamă nu poate fi gustată în viața de mănăstire, în viața monahală. Cu ce se înlocuiește, poate, aceste, să spunem, minusuri ale vieții de mănăstire? Una dintre renunțările monahului este aceea de a trăi într-o viață mai retrasă din punct de vedere social și familial și de a-și asuma un alt rol în biserică, în primul rând, pentru că monahul este dedicat sau afiorisit bisericii. Și, bineînțeles, renunță la partea aceasta de paternitate sau maternitate, dar atunci când un călugăr îl slujește pe Dumnezeu așa cum trebuie, el devine un părinte spiritual, care este un dar al Duhului Sfânt. Acolo unde este prezența lui Dumnezeu în om, această prezență a lui Dumnezeu face în așa fel încât să atragă pe ceilalți și omul acela prin care Dumnezeu lucrează să fie un călăuzitor, un formator, cum spunem noi astăzi, și cumva se
pune în valoare lucrul acesta. Dacă îmi permiteți, aș dori în câteva cuvinte să vorbim și despre duhovnicie, pentru că de cele mai multe ori problemele cele mai stringente, poate și cele mai grave, păcatele și alunecările în păcat, dar și în deznădejde, fiecare credincios, încercând să se ascundă de comunitate și de familie, de cele mai multe ori fuge către mănăstire, acolo unde simt că secretul spovedaniei este depărtat și de familie, nu că n-ar fi peste tot un secret al spovedaniei, dar așa simt oamenii că acolo unde e desprins de lume, duhovnicia este mult mai binecuvântată de Dumnezeu. Da, într-un fel oamenii au sentimentul acesta de securizare mergând la mănăstire, cu toate că se întâmplă deseori ca conexiunea aceasta între un duhovnic de mănăstire și un mirean să fie destul de dificilă și cei mai mulți dintre credincioșii aceștia încărcați poate să se întoarcă cumva cu sentimentul că nu a fost înțeles sau pedepsit prea mult. Bineînțeles, duhovnicul, și îmi place un cuvânt al unui episcop din zilele noastre care a spus că duhovnicul este cel care lucrează cu duhul omului, nu cu păcatele. Și noi ca și slujitori ai oamenilor care îl caută pe Dumnezeu, suntem cei care îi îndrumăm să-l caute pe Dumnezeu dincolo de păcate, deznădejde și căderi. Și de aceea lucrul acesta este un proces terapeutic de vindecare. Și bineînțeles că așa cum și în pastilele acestea care sunt promovate astăzi pentru să fie ajutat omul în lupta lui cu fumatul, cu viciul fumatului, se specifică că se adresează pentru cei care și vor lucrul acesta. Bineînțeles că duhovnicia sau lucrarea aceasta cu duhul omului, cu cele din lăuntru, de fapt, este un lucru foarte dificil. Și poate în viața omului sunt momente când cel care este destul de încărcat cu cele ale lumii nu este încă pregătit să găsească duhovnicul potrivit și cred că duhovnicul desăvârșit este Dumnezeu, care știe cum să se atingă de sufletul omului și noi suntem doar niște îndrumători, cei care trebuie să știm să-l ascultăm pe celălalt și să nu-l rănim prea mult. Cred că lucrul acesta îl dorim și noi ca și duhovnici. Atunci când am fost făcut duhovnic, când am primit această slujire în biserică, pentru că preotul prin taina hirotoniei încă nu are acordul de a spovedi, ci după o anumită perioadă episcopul îi dă acest acord de a spovedi, de a fi părinte duhovnicesc. Am mers la mai mulți părinți cu experiență și le-am cerut câte un cuvânt la fiecare și un părinte care era ucenic al părintelui Cleopa, chiar dacă era un duhovnic tânăr, mi-a spus să fii duhovnicul pe care ți-l dorești tu. Adică să te porți cu celălalt cum ai dori ca duhovnicul tău să se poarte cu tine. Și cred că lucrul acesta, așa cum spun părinții bisericii, că în familie primul duhovnic pe care îl ai este mama și este cea care cu atâta delicatețe caută să te înțeleagă, să se apropie de tine atunci când ai vârsta aceasta vulnerabilă a copilăriei și mai apoi poate când devii mai adult, mama prin rugăciune se apropie de copiii săi să sădească acolo un cuvânt. Cred că în felul acesta și noi trebuie să învățăm de la mamele acestea creștine, care cu atâta jertfire, după cum a spus, sădesc în sufletul copiilor această legătură cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani, când v-am întâlnit, și vă cerusem și eu un sfat despre duhovnicie, ați făcut acea legătură și comparație cu omul care merge să facă o injecție și ați spus la vremea respectivă, când
mergi și faci o injecție, întrebi înainte dacă asistenta are mâna bună, mâna ușoară, ea se ocupă de trup. Dar când e vorba de suflet, cu atâta este mai dificil și mai greu. Pentru că până la urma urmei așa este, sufletul omului îl pune în mâna duhovnicului ca să-l repare, ca să-l plivească de cele greșite și rele. Suntem de puține zile în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Transmiteți-le un îndemn credincioșilor să postească și de asemenea poate invitați aici la schit la dumneavoastră. În primul rând adresăm această invitație de a veni și într-un pelerinaj la locurile acestea sfinte în care ne aflăm, pentru că schitul nostru Pocrov se află în preajma mănăstirii Neamț, unde este icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, una dintre cele mai vestite, de altfel și celelalte mănăstiri mai importante din zona Moldovei. Iar legat de îndemnul acesta din post, cred că cel mai important post pe care putem lucra, pentru că postul este o lucrare spirituală, este să îți dai voie să fii cu tine însuți cât mai mult. Și de altfel și postul acesta pe care îl propune biserica, bineînțeles sunt și alte forme de posturi, de a posti, ne îndeamnă să luptăm în primul rând cu patima aceasta lăcomie, a acumulării, să ne dăm voie să fim cu noi înșine și să încercăm să ne cunoaștem mai mult. Cred că acesta este un început sau un înțeles al postului. Bineînțeles, la fiecare post descoperim un alt înțeles și cred că este foarte necesar ca în aceste perioade de post să ne apropiem mai mult de Sfintele Taine și prin Sfânta Liturghie la care suntem prezenți și prin împărtășirea cu Sfintele Taine să aducem sfințenia în sufletele noastre. Sfântul Sofronie, un sfânt al zilelor noastre, spunea că creștinii din urmă nu se vor mai nevoi cum s-au nevoit pusnicii din vechime sau creștinii din vechime, și singura lor conexiune cu sfințenia le va rămâne doar această Sfântă Liturghie pe care o săvârșim și prin care avem șansa să ne împărtășim cu Hristos prin Sfânta Euharistie. Părinte, ne-ați umplut inima de bucurie, de speranță și de nădejde a mântuirii sufletelor noastre. Vă mulțumim și vă spunem să rămână. Mulțumim, să rămână, și vă așteptăm cu toții aici în Poiana Raiului, unde Maica Domnului străjuiește și Sfântul Ierar Pahomie este cel care binecuvintează pe toți cei care vin aici ca și pelerini.